Postului a fost înmormântat în sudul Iranului. Ceremoniile de aici urmează rugăciunilor funerare conduse ieri chiar de liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. La acestea au luat parte 40 de demnitari străini din numeroase țări. Raisi, ministru de externe, și 6 demnitari și-au pierdut viața duminică în prăbușirea elicopterului care se întorcea din Azerbaijan.